Bună dimineața și bun găsit, Digital Nation, una dintre cele mai importante organizații de digitalizare din țară, lansează Work Retreat, soluția premium de working și living care sprijină profesioniștii și echipele din companii să devină mai productive și mai creative. Astfel ia naștere o conexiune puternică între comunitățile de oameni preocupați de digitalizarea joburilor actuale și promovarea României frumoase și autentice. Ne spune mai multe informații despre acest proiect Irina Deaconu, Product Manager. Bună dimineața, Irina! Bună dimineața! Digital Nation. Digital Nation este o organizație care dezvoltă mai multe programe la nivel național pentru transformare digitală. Work Retreat este infrastructura pentru parte din aceste proiecte. Este o infrastructură de hub-uri în care companiile trimit echipe pentru reconectare, pentru conectare la cultura locală și pentru un context nou de lucru. Cum sporește Work Retreat productivitatea și creativitatea? În ce fel? Este un context nou, diferit față de cel din orașele mari în care ești obișnuit să lucrezi. Și împreună cu echipa lucrez într-un hub care este amenajat cu gândul pentru productivitate și pentru reconnect și pentru relaxare în același timp. Toate aceste hub-uri sunt în centrele orașelor frumoase către care ne ducem și în care amenajăm aceste districte și poți în același timp, după programul de lucru, să lucrezi, să te conectezi la frumusețile din natură spectaculoasă din împrejurim, care este totdeauna la foarte mică distanță față de centrul orașului. Dar îmi poți spune care sunt noile forme de working și living, ceea ce promovează Work Retreat? Este ideea de a lucra împreună cu echipa, deci nu mai lucrez remote așa cum ne-am obișnuit în pandemie și eventual câteva zile de lucru din sediul companiei, ci îți iei echipa și te duci într-unul dintre aceste orașe, stai câteva zile, 4, 5, 6 zile este media pe care o avem acum și într-un context în care stați în fiecare zi împreună și petreceți serile în context de relaxare, conectare la arhitectura orașului, la împrejurimi, este un mod în care acești oameni se reconectează și între ei, în echipă, dar și la frumusețile și la cultura locală. Este pur și simplu un mod în care echilibrezi mai bine partea de working și well-being. Care crezi tu că sunt beneficiile acestui proiect? În primul rând, reconectarea la echipă. Suntem deconectați după o perioadă foarte lungă de pandemie în care toată lumea a lucrat preponderent remote și în acest context intri în contact din nou într-un mod de lucru, toată lumea împreună în același loc. Deci, în primul rând, această reconectare care ajută și productivitatea, evident, și conectarea la obiectivele, la proiectele și la cultura organizațională a companiei. Asta în primul rând. Am avut deja primele echipe pe care le-am primit în Work Retreat în Brașov, de exemplu, în centrul orașului, chiar în centrul pietonal este amenajat hub-ul nostru și am învățat împreună cu ei care sunt lucrurile pe care putem să le facem pentru a personaliza cât mai bine experiența lor. Le punem la dispoziție, evident, hub-ul cu toate facilitățile necesare, internet astfel încât ei să poată să lucreze în continuare fără niciun fel de disruption față de modul în care lucrează în București. Toate facilitățile de mobilare, birouri de operaționale și soft sitting pentru eventuale momente de recharge sau de relaxare. Le-am pus la dispoziție atunci când a fost nevoie sisteme de teleconferință ca să poată să lucreze și cu echipele remote pe care le au în alte orașe. Și, nu în ultimul rând, ecrane, pentru că ei vin cu laptopuri și ca să poată să lucreze, tocmai pentru că ne interesează starea lor de bine și productivitate, le-am pus la dispoziție ecrane astfel încât să poată să lucreze în continuare cât mai bine, fără să fie forțați să se uite doar într-un ecran mic de laptop. Mulțumesc tare mult și mult succes! Mulțumesc frumos! Aici se încheie Trend IT. Eu vă doresc o zi cât mai frumoasă, pe curând!